A accelerat mai tare și au sărit astea de aici. De unde nu zici adevărul că ți-e drag de mine și ai vrut să ne vedem de două ori? Cocoșul de cochin e foarte bolnav. Câta țățicile, să zic așa, a făcut. Nu mai prizați furaj, vă rog, Doamne, dar mai sunt și agresive și nu mă înțeleg cu ele. Pateu a mai luat un bocan când dinți zilele trecute. Să trească, domn director. Ce fac, băi? Urătanie. Aude, mă urcă-s. No, psst. Hei, pe seringa aia am pus șpriți, am pus 2 cu 2 de vară. Și se vede că e mult mai bine. Bă, n-am grijă de mine cum am de tine, mă, și tu tot faci figuri. Că livratorul se pune pe cutie, asta n-am ce să-i fac. Bună reața și mine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat împreună cu fomiște ăștia micuți. Astăzi vin maternitățile în partea asta aici. Și o să filmez când le luăm, le aranjăm. Să vedeți exact ce fel de maternități am luat. Că le-am luat un pic modificate ca să ne ușureze munca. Și acum undeva la 10 am fost de dimineață la fermă. Mi-am făcut toată treaba, super de dimineață, pe frig. Și undeva pe la 12 trebuie să ajungă cu marfa. Ne revedem de atunci. Încerc să nu te prind, că ai zis să nu te prind. Câte sunt aici? Sunt 5? 5 la stele, da. După 4 ani ne-am întâlnit și ne-am văzut da, față în față. Mulți dintre voi știți că, dacă îmi dai voie să spun, prepelițe Caracal. Da, prepelițe Caracal. Că ați luat mulți cuști, maternități de la dânsu. Păi, mi-e zis că îmi găsesc în client și Petru. Ha, păi dacă, cea mai bună reclamă e asta. Ne opream la un covrig, la ceva și m-a întrebat lumea. Câte cușcă, cum le vinzi? Astea o să vi le arăt mai exact cum le-a făcut, că sunt un pic modificate. Dar dacă luați de la dânsul, spuneți-i să vă dea modelul ăsta. O să vedeți de ce înăuntru. Vă arăt. Astea normal nu vin cu termostat și vin doar cu un bec pe mijloc. Greșesc? Da, le puneam un singur bec la modelul pe care l-ai cerut tu. Da, numai că eu am vrut un bec o să meargă în continuu, iar unul va merge pe termostat când simte că scade temperatura. O să plece și al doilea ca să poată completa. Cu astea pe... Da, aici mănâncă, frumos, de acolo o dapă. La astea trebuie să stă vițele pentru că nu... Le-ai pierdut pe drum? Da. A accelerat mai tare și au sărit astea de aici. La mașină. Nu știu cât te-ai zis pe YouTube, dar așa sunt mai... Da. Sărit de pe fix un pic. Să știi că nu prea, să fiu sincer, nu prea am timp să te urmăresc chiar așa. Mereu te văd, dar nu le urmăresc pe toate. E, cred că ți s-a și luat de fața mea. Tot pe tot social media ăla. N-am timp. Cred că jumate din ele le urmăresc. Oho, e bine și jumate. Pentru și postez, adevărat. Da, păi. Și astea, dacă nu greșesc, și sunt sigur că nu greșesc, astea și glisează, nu? Da, glisează. Tăblițele astea se țin doar în primele 2-3 zile de viață ale puișorilor, pentru că unii, fiind foarte mici, ar putea chiar să iasă prin orificiile astea. Aici se referă la moțate, la astea mai micuțe. Sau iese și australorpul? Poate să iasă australorpul? Nu știu, sincer, n-am crescut de rasă, cresc pui normal, am crescut și noi normal. Și atunci, după 3 zile de viață, putem scoate aceste tăblițe, așa, și rămâne plasa, care la fel și asta glisează, se lărgesc ochiile sau se... Da, că dacă scoatem asta și asta, de exemplu, stă așa, sunt șanse să iasă, se vadeze așa. Da, chiar așa. Dă-i la jumătate. Chiar și așa vor evada unii din ei. Aia mai micuți iasă la mâncare și poate să iasă prin... Și se întorc? Da. Mare noroc a dat și soarele acum, ca să se vadă bine, că până acum a fost în oraș și a plouat. S-a făcut un pic de mocirlă pe aici. Am plecat bine de acasă. Avem 5 la stele și mai am 5 să-ți aduc. Da. 4 peste și urmă mai mare. Păi și crezi că ți-n cap alea? 5 într-un transport? Bun. N-am mai pus recun pe toate 10, aia era problema. De unde nu zici adevărul că ți-e drag de mine și ai vrut să ne vedem de două ori? Să știi că e drumul lung până la tine. Da, dar e frumos. Asta pe trepied că descărcăm, că deja simt așa niște tensiuni, că eu stau și filmez. Asta știu eu pentru ce sunt astea, dar ne revedem după ce le descărcăm.
5 din 10 maternități au ajuns. Bine, sunt 9 maternități pentru pui și o cușcă mare. În caz de, deși nu cred, o să rămânem pe stoc cu pui de la o serie la alta, ca să nu stăm să, bă, unde îi punem sau ce facem și să vedem cum le așezăm, pentru că, oarecum, fiind 3, trebuie să le așezăm pe serii. Să spunem că aici avem 2, prima serie. Trebuie să o ținem 2 săptămâni, abia după aia pleacă de la noi. Aici o să vină următoarea serie, la fel trebuie să o ținem 2 săptămâni și tot așa. Astea stăvițele. Nu, le-a avut o mașină și mai bine ca să nu... N-a mai îngreunat la rastel. Și de-abia aștept să avem... să le băgăm în priză, să se vadă frumos cu becul aprins, cu toate astea pornite. Să avem și pui în ele. 2000 years later. Bună reața și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat. Astăzi o să mă bag să tun gazonul ăla. În fine, tentativa aia de gazon, că nu e mare gazon. După aia o să vreau să dau drumul la alpacale. Am lipsit o perioadă până le-am mai domesticit, să zic așa. Și am scos Australorpus Play. În fine, nu au ieșit toți, mai sunt înăuntru. Mi-am scos un pic la iarbă verde. Mă bag să tund în partea asta, după aceea o să strâng câteva găleți de verdeață, să dau la toată lumea. Și vă arăt, după aceea facem un mic update de ce am mai făcut pe la fermă. Plus că, din păcate, cocoșul de cochin e foarte bolnav. L-am băgat pe azi a 5-a zi de antibiotic, nu-și revine, adică e un pic mai bine. O să-l vedeți în minutele care urmează. Ieri am fost la medic veterinar și am luat și ceva injecții, nu știu exact ce sunt. Mi-a zis că pe alea ar trebui să-l pună pe picioare, mai am încă 2 să-i fac, câte una pe zi, îi le fac în piept, dar. Facem update după ce tund iarba, că îmi stă pe cap, că a cam crescut și se vede destul de urât. Plus că dacă îi tunsă mai des, eu m-am pus ieri stropitoarea, începe să dea. Adică, de exemplu, toată porțiunea asta de aici era goală, n-am aruncat încă sămânță, că n-am apucat să mă duc la dedeman să iau gazon, sămânță de gazon. Și a început să se umple pe aici, să arate cum arăta anul trecut, de exemplu. Nu știu, partea asta de aici, că boxele o să vină cam așa. Restul, toată partea asta o vreau verde, să fie gazon. Bine, mai tund găinile, că cum fac astea acum. Pe lângă asta vă arăt că am început să trimit ouă de incubat. În fine, poveste mai lungă. Încep să trimit de acum, am cutiile pregătite pe masă acolo. Acolo, și o să vă arăt cum le trimit. Și în caz că vreți ouă de incubat, îmi scrieți pe Facebook sau pe Instagram Domeniu Angel și vorbim. Îi dau drumul la să tund iarba repede, pe viteză. Și mai facem un update după aia. Am mutat și puii de la iepuri, am mutat în partea asta. O să vedeți după, dar să tund prima oară iarba. Am terminat cu tentativa asta de gazon, că noi îl putem numi gazon adevărat. Asta de aici o să o mai las să mai crească, că strâng pe părți, pe bucăți și dau la găini. Da, pe se putea. Hai. Aia e jucăria lui. În fine, mai are o minge, parcă, și mai are și alte jucării, dar îi le ascund, că dacă le văd astea și fură ăsta jucăria, face asta urât. Urât până la bătaie și parcă nu merde. Îmi dai mie? De lui, tata. Bravo, grosu. Hai, du-te, fuga! Am tuns și acolo, am luat și pe aici un pic, pierdut i-am făcut aici și în partea asta. Și acum, pentru că avem foarte mult scandal, trebuie să închid ușa asta. Am dat ultimul sac, l-am împrășteat pe la găin, că era mare și nu era ud, nu era iarba udă. Dăm drumul la patron aici să vă arăt și burta lui Milka, cum a evoluat. La pudding, din ce am înțeles, are mai mult ca sigur un singur pui. Haideți, domn director, haideți! Da, îmi dau mai devreme porumb la găini și acum le strâng aspiratoarele astea. Cu ocazia asta poate putem să-i vedem și burtica. Pardon. Asta dă în picioarele mele, nu se dă, că a găsit porumb. Tu ce dată un pic mai așa? Are barta e burta și nu știu cum să facem să-i vedem ugerul. Și cam atât de mare este ugerul. Cred că a făcut pulpă, nu mă pricep exact. Eu simt că are pulpă. Deci cred că în curând ar trebui să fete, sper. E așa, n-are niciun stres, n-are nicio... Și asta are ugerul mărit, parcă. Asta l-are mai mărit. Uitați câta țâțicile, să zic așa, a făcut. Dar numai că asta nu cred că are 2. Cred că are 1, că asta e micuță. Uitați, așa asta, pe lângă cisternuța asta. Când o fi să fie, o să fie, o să fete, nu mă grăbesc și... mie un pic, să zic așa, teamă că e prima oară când am parte de experiența asta. L-am întrebat pe domnul care mi l-a adus și mi-a zis că ies cu capul și picioarele și dacă în cază nu poate, ea, fiind la prima fătare, nu poate vrea din ele să
scoată puiul, să trag eu de picioare și de cap. Să sperăm că nu e cazul, să sperăm că vin într-o dimineață aici și că îl văd făcut, născut deja, să zic așa, scos afară. Și acum vreau să scot și alpacalele. Aici o să las un pic telefonul pe trepied, că e mai greu. Ba nu, azi când încercăm. Tot am lucrat zilele astea cu ele, de-aia nici nu prea mai filmat. În fine, am avut treabă și în partea altă. Trebuie să scot prima oară alpacalele și după aia să scot caprele, că vor vrea caprele să intre la porumb. Hai. Sunt și câini afară, să deștept ăla acolo. Hai. Hai, nu călca pe pui. Hai, mă. Pateu, lasă. Nu, trebuie să închid, cred că câinii, că mi stresează așa. Ce faci, Bert? Că închid câinii și dau după aia drumul, că n-am... Nu le atacă, dar ele se sperie și se apără și Pateu a mai luat un bocan în dinți zilele trecute. Ah, am uitat găleata de cereale aici. M-am grăbit să dau drumul la capre și asta se întâmplă. Nu mai prizați furaj, vă rog, Doamne, dar mai sunt și agresive și nu mă înțeleg cu ele. Pleacă de aici. Mai prizați, mă, tată, furaj. Nu vă mai dau porumb de seară. Așa se întâmplă, când le dau lor drumul, trebuie să ascund tot ce se poate. De la furaj, porumb, să încui trei porți, că acum am învățat să deschidă și poarta asta și se duc, i-am găsit pe toți trei în solar într-o zi. Nu și căutam un solar, că n-au verdeață în solar să mănânce, dar na, dacă le-a plăcut lor în solar. Bun, haideți că închid câinii și scot după aia alpacalele, sau alpacele, sau cum vreți voi. Cu alpacalele, momentan, situația e fix așa, vă arăt imediat, asta, să le duc într-un colț. Încep să stea la mângâiat, doar că trebuie să mă duc foarte încet către ele. Și neapărat trebuie să fie într-un colț, că altfel îmi fug. Da, o să le dau drumul. Asta urma să vă arăt și o să vă arăt după aia că i-am mutat pe ăștia afară. Dar mai întâi să scoatem sălbăticiile astea două. Haide. Îmi place că știu singure să iasă. Hai. De multe ori cer ei să iasă afară. Ea cu el. Iată. Și acum se duc și își fac damblaua, să zic așa. Și când e de intrat înapoi, foarte ușor să le bag în boxă, să trăiască domn director. Și va, băi. Urătanie. Ia. Hai, că vedem și o tumbă în curând. Cum merge așa, da? Gata, și le las acum. De obicei le las că mai mănâncă iarbă. De pe aici nu prea le las în lucernă, că am înțeles că nu-i bine să mănânce foarte multă lucernă. Nu fac cine știe ce, dacă mă duc spre ele, fug. Pe iarbă am înțeles că am voie să le las toată ziua, dacă e, dar să nu le las la lucernă, că nu le face atât de bine. O cantitate mare, așa că mănâncă un pic, că doar în partea asta am lucernă și mai fug și pe aici. Puneți găinile și astea și ăla. E masa, cum s-ar spune. Stai să stați că se apucă și băiatul, dar băiatul în spate. Băiatul care în weekend a încercat să se urce pe ea și el încă nici n-a ajuns la maturitate, dar au început gesturile astea nu prea ortodoxe, să zic așa. Dacă o iau pe ea sau pe el dinăuntru, de acolo din padoc, și iau în brațe și aduc unde vreau eu aici și încep să mângâi, vine și celălalt și stau la scărpina, n-au nicio treabă. Dar așa, direct, în mod direct să mă duc acum să încep să mângâi, încă nu stau. Să mai lucrăm. Trebuie timp, că e buba nu prea mă timp perioada asta. Vorbesc, nu se aude, mă urcă. No! Hei! Ați văzut, nu știu dacă o să las partea asta, că nu știu dacă e chiar așa ok. Dar e un pic obraznic băiatul și ea din câte știu e gestant, adică așa mi s-a spus. Da, filmam în cer. S-a întors repede la el să-l scuipe. Ce mă, numai pe mine să mă scuipe? Ea e mai în dreapta, nu veniți în stânga aici. Hai. Hai, n-ai voie aici în lucernă. Băi, nu te mai urca pe aia că vă despart. Ele deja se duc înspre boxa lor. Așa fac, când nu le-am făcut nimic acum. Dar, na, se duc spre boxă. Trebuie să le pun apă în ceva, că le pun apă și dimineața și seara. Au băut-o pe aia de dimineață deja. Da, încerc să nu-i stresez foarte mult, îi las. Na, sau sunt lucernă, să las 2-3-5 minute pe lucernă și după aia mut. În fine, nu e numai lucernă, e și iarba aici. Dar e și lucernă și nu știu cât au voie să mănânce, n-aș vrea să risc. La început s-au certat un pic și cu caprele și cu țapul, s-au mai împuns, s-au mai dat și astea cu picioarele. Dar acum nu mai au treabă, adică să-i las așa împreună, cum sunt acum, ăsta e Eusebiu, alpacele, nu văd pe Milka și pe Pudding. Și pe Milka o văd, gata, le-am văzut pe ambele. Acum pot să-i las nesupraveghească, nu se întâmplă nimica. În schimb cu câinii nu-i atacă, dar vin curios să miroasă și pe ăștia lovesc cu picioarele, dau cu bocanci, bine, rău de tot. Toate păsările, matca, de fapt, pe care o am pentru anul ăsta, le-am luat de la iepuri și le-am băgat aici.
Le merge bine, dar sunt aici de duminică, cred că am început să mut. Dar am mutat treptat și așa mi-au rupt mâinile, picioarele, m-au zgâriat, m-au făcut varză. Mai ales ăștia albi au niște ghiare bine dezvoltate. Și bagă, deci apă le pun de două ori. Deci le pun la 35-40 de litri pe zi, cam atâta beau. Aici s-au făcut bisericuțe, s-au făcut gâșcuțe. Normal că asta vrea să intre aici, să mănânce furaj. Dar ce nu știe ea, dar în fine e ambițioasă și reușește. I-am pus, deja deschis. Eu pun sârma asta special aici, ca să nu mai intre ea să facă, să mănânce furaj. Da, am mai putut să mai pun sârma acum cu o mână. 2000 years later. Restul s-au băgat pe aici. Au unii niște poziții de parcă au murit. Cum e ăsta? Băi, ce facem? Dormim? Stau aici, presupun că aici mai e fân și cu scânduri că am dărâmat, am dezmembrat unde au stat fânul și paiele și lucerna. L-am dezmembrat, dar n-am apucat să-l car de acolo, scândurile mă refer. Și fân am mai lăsat ceva, știți că l-am strâns pe ăsta de aici. Restul l-am lăsat și am văzut că am tot se duc acolo. Presupun că le e mai cald acolo, cred, sau stau pe moale, nu știu exact. Sunt mulți și australorpi și pe splash. Stați așa, splash. Splash, sunt câțiva, mai puțin pe splash. Cei mai mulți pe negru și pe albastru. Și cu ăștia albi de carne pe care o să-i țin de... O să-i țin de ouă, de incubat, să vedem dacă miese. Mi-au ologit vreo... Din câți am avut, mi-au ologit vreo 6 în total. În rest, ăștia nu prea dau semne de ologeală. Sunt unii care cam plezește carnea pe ei, deși le dau natural cu calciu. Acum nu le mai bag nici măcar premixul de starter, că mi-e frică să nu prindă mult prea repede în greutate. Mai am pe acolo vreo 3 Plymouth, Viandot. Mai aveam unul și pe aici. Pe ăștia îi las la comun, momentan, și după aia o să-i bagă fiecare pe box aici. Aici toată lumea e bine, le dau mâncare non-stop, apă, lumina le pleacă, lumina aia de acolo care e destul de puternică pleacă destul de dimineață. I-am pe ăștia aici care rup, mănâncă de rup, am brahmele aici, care la fel mănâncă foarte mult, dar cresc, asta e bine. Aici am oțatele, acum le-am dat și lor verdeață. Și la fel și astea turuie pe ouă. Am observat la alpacale treaba asta de se pun jos, mai ales pe pământ, și se freacă. Nu știu dacă mai face asta odată. Nu știu de ce fac treaba asta. Ori se scarpină, ori se joacă, nu știu exact. Știu dacă face el acum. No, se ridică. Da, nu vrea să mai facă. Știa că am dat drumul la cameră și a zis, bă, nu mai fac. Nu fac când vreți voi. Găinile care erau în boxa mare, unde sunt acum pui de la iepuri, i-am băgat lângă rațele pitice. Îmi vine, sunt despărțiți de o plasă, plasa aia mai exact. Trebuie să le schimb apa la ăștia, o să le schimb chiar acum, ca să-mi adă grijă. Oricum mă urdăresc instant. N-au început încă să facă, să depună ouă, m-am uitat și pe acolo, au paie, nu au făcut. Ăsta e plin de paie, nu au pus niciun nou. Când o fi să fie. Acum o să mă să pun telefonul pe trepied în foișor și o să iau cocoșul de cochin, care e bolnav, nu știu ce nu-i convine. Și trebuie să-i dau iarăși antibiotic și să-i fac și injecția. Arată un pic mai bine față de ieri, cred că e de la injecție, nu știu sigur, dar tot nu arată cum ar trebui să arate un cocoș și sper să nu-l pierd. Că nu e neapărat, bine, a fost și 3 milioane, dar nu e asta cea mai mare problemă. Problema e că nu prea se găsește de cumpărat și sper să nu-l pierd. Am înțeles că e și din linie bună, deci ar fi bine să nu moară, că dânsul este cel bolnav, dar știți oricum de când l-am luat. Și-a mai revenit la față, avea ochii mult mai închiși. Tot e destul de moale, adică nu prea stă în picioare, nu vrea să stea în picioare. Aș putea să nu dorm pastilele, te rog. Și am luat și injecții pentru el și o să-i dau, că n-am ce să fac. Dacă mai și găsesc injecția, aici. Astea trebuie făcute în piept. Încet, încet mă fac și medic veterinar. Gata. Mă știam că e mai greu, dar am făcut deja de ieri și m-am cam învățat. Și mai am aici ceva antibiotic. Ăsta cred că astea cred că ceva vitamine, dacă nu greșesc. Biovit Plus și ăsta este Furogal. Îi dăm că oricum nu mănânc carne de la ăsta și nici ouăle nu le consum, le țin pentru incubat. Să vedeți ce amuzant e când îi dau astea, că stă și parcă e ca la jeton când speli mașina. Îi bag așa direct, insert the coin. Nu, mă? Se mai schimbă acum apa iarăși, și am spălat vasul, îl spăl zi de zi și pun vitamine în apă și nu mai mult dată n-am ce să-i fac. Că două.
Putem să nu facem urât cât timp dăm pastilele? Se alintă. Stai. No. Una, două, trei, opa, patru, cinci. Mângâiem un pic pe gușă ca să știm sigur că linghite, să nu facă vreo nefăcută să le scuipe. Și ăsta e cocoșul de cochin. Acum mai vine cheful parcă, de la ce i-am dat. Păi în seringa aia am pus șpriț, am pus 2 cu 2 de vară și se vede că e mult mai bine. Sper să nu... Veterinarul mi-a zis că pare a fi răcit, dar asta mi-a spus ieri. Ieri am fost să iau injecțiile și el deja era, ieri avea deja 3 zile de antibiotic sau 4, nu mai știu exact. Și a zis că nu înțelege de ce nu-și revine. Am farmacie veterinară aici, am în dulapul ăla toate vitaminele și toate deparazitările și tot ce se poate pentru ăștia. Am și avut grijă, adică am grijă mai ales de el, că mi-l doream mult. Și e curat la el în boxă, are așternut curat, apă, mâncare non-stop. Nu-mi dau seama de ce face așa. De-aia nu zic că când l-am luat de la domnul de unde l-am luat, nu avea nicio problemă. Nu pot să pun vina pe omul de unde l-am luat. Doar că de-aia nu prea-mi place mie să iau păsări din altă parte. Se și aude că scoate un sunet de... Dar nu știu dacă mai scoate. Ia vorbește un. Nu, e că nu vorbește la comandă, asta nu e. Se aude cât de cât. Vedem, o să îl urmărim așa cu antibioticul ăsta. Dacă nu-și revine, o să mai vorbesc cu cineva să vedem ce aș putea să-i mai dau. Și așa stă și în boxă, doar se ridică când bea și când mănâncă. Dejecțiile din ce am văzut sunt normale. E... Găina-s normal, nu pare să fie moale sau verde sau cu sânge sau... Nu-mi dau seama de ce se comportă așa. Ceva nu-i convine. Femelele de la el din boxă, ouă de n-am treabă, ouă super bine. Momentan nu dau, nu trimit ouă de cochin, pentru că mai întâi trebuie să le testez eu, trebuie să le bag la mine, să văd că am randament. Oricum la cochin să nu se aștepte nimeni, că am auzit treaba asta odată, că a luat cineva 22 și că a vrut 18 pui. Nu există randament de 90% la cochin, e foarte greu. De-aia cred că îmi și duream atât de mult. O să-mi bag la mine prima oară să văd ce randament am, să am un 60-70% măcar, sper. Dacă nu, nu voi trimite și îmi voi face eu pui. Puii mei, oricum trebuie să strâng să-mi facă... Dar nu-mi place gușa goală. Dacă până mâine nu-ți revii mai măcar un pic acolo, îl iau și-l duc până la medicul veterinar. Și dacă nu îmi poate spune mai, să mergem mai pe sigur ce are și să-l facem bine, mă mai duc și la încă un medic veterinar, mă mai duc la cineva care crește un crescător și se pricepe cât de cât și din trei direcții trebuie să găsim. Îl îndop cu pastile până se face bine, că n-am ce să-i fac altceva. Dar nu l-a plouat, n-a stat în curent, nu-mi dau seama de ce. Mă, dar ce nu-ți convine apă, îți dau la temperatura camerei. Bă, n-am grijă de mine cum am de tine, mă, și tu tot faci figuri? Mă duc să-i bag apă cu vitamine. Să-i schimb în fine, mai are apă, dar vreau să-i schimb, să-i pun proaspătă, cu vitamine. Revin că mai avem un pic de vorbit despre ceva. Să revin acum din nou cu vlogurile, sper că am o grămadă treabă aici și vreau să filmez ce mai facem. Joia asta, nu știu când vedeți voi vlogul, dar joi, în câteva zile trebuie să mă să ridic și struții emu. Sunt pui momentan, sunt micuți. O să mă duc, o să filmez și acolo să îl vedeți pe domnul care crește struțemul și care vinde pui și ouă, din câte știu, și ulei de emu. Și dăm drumul din nou la postat, că am avut un pic pauză. A fost mai complicat, odată și cu ăsta, că tot nu știam ce să-i mai fac, au fost alpacalele, le-am mai învățat cât de cât cu câini, o să vedeți că o să le dau drumul la final de vlog, le dau drumul un pic și la câini, să vedeți că oarecum nu câinii nu le atacă 100%, numai că ele se sperie când vine un câine la ele și dau bine cu bocancul și evit treaba asta, până au fost ieri sau la altăieri, le-am dat drumul, i-am lăsat mai mult timp afară. Și l-am dat nici să mai băgau în seamă, parcă nu erau unii cu alții. Mă o să-l duc pe ăsta, îi pun apă și revin că trebuie să mai vorbim ceva înainte să filmez câinii cu alpacalele. Dacă timpul tot nu mai permite să mai scot pui aici și scot doar în partea elaltă, la, să zicem așa, domeniu Angel 2.0, o să încep să trimit ouă de incubat. Deja au intrat câteva comenzi, am cutii aici. Sunt cutii din astea de câte 20 de ouă, cu burete și vă arăt cum le ambalez, să zic așa. Bun, 30 de ore mai târziu, asta trebuia să aibă 20 de găuri, a avut 19, una am făcut-o eu. Am de trimis vreo 60 de australorp, mi-a zis că nu... Bine, vă zic din comenzi. Nu avea pretenție. Ideea e că la australorp, că mulți dintre voi nu știți și am mai pățit să mă cer cu lume pentru treaba asta, că am trimis ouă de incubat de australorp negru și au ieșit și albastru. Nu se poate controla ce...
culoare o să iasă. Poți să trimiți numai de la, că de-aia eu le-am pe boxe, am negru și splash cu albastru în altă boxă. Dar nu se poate controla. Din negru iese negru și albastru, iar din albastru iese splash, negru și albastru. Deci n-ai nicio șansă să controlezi. Și dacă nu mă înșel, din splash iese și alb. Rar, dar iese și alb. Pe astea le-am strâns, le-am de... Asta e anu, anu e australor negru. Pe astea le-am strâns de... 3 zile. Asta e a treia zi, când am mai luat acum cea mai prins de dimineață. Le iau frumos, le bag cu vârful în jos. În fine, la curier oricum nu o să le țină, nu o să aibă aia grijă să le țină cu vârful în jos. Dar n-are nimica. Trebuie să mai iau scotch cu fragil, că nu am. Nu știu dacă o să fie vreun pic mai atenți cei de la curier, dacă scrie fragil, dar eu știu că îmi fac treaba. Sunt eu un păcat că scrie fragil. O să scriu și eu pe cutie oricum fragil. Gat. Și aici deja sunt, nu, sunt 19. Al 20-lea merge în slotul făcut de mine. Se mai întâmplă, cine mi l-a trimis. Și după aia mai iau din astea, nu mi-intră așa, mi-intră greu așa, așa că iau și tai, în fine, o să tai cu foarfeca ca să nu-mi tai degetul sau degetele. Am alpacalele afară aici și tot mă uit la ele. Tai astea pe jumate și le pun ca și capac. Și arată, stați să fac la toate, că ce alte cutii n-are rost să mai stau să vă arăt, că durează, ați văzut, trebuie să stau să le tai astea, dar... Am vrut să vă arăt cum fac să le trimit ca să ajungă, să nu ajungă sparte. Pot trimite ouă de moțată, ouă de brahma, HD, ouă de australorp. Aia nu mă mai plec după aia. Ideea e că trebuie să mai comand cutii de-astea că nu mai am și ajung, nu greuț, dar durează un pic până ajung. Și să nu rămân fără că n-am cum să mai trimit. Dacă vreți ouă de incubat să vă trimit. Ați văzut rata de ecloziune la mine, adică nu... Ați văzut că ies, nu e problemă, doar să știți să faceți incubarea, să o faceți corect. Indiferent că e incubator hobby sau profesional. Îmi scrieți pe Facebook, pe Instagram, Domeniu Anghel, le las pe ecran. În fine, le găsiți și în descriere oricum. Îmi scrieți și dacă am pe stoc, vă trimit cum ar fi, îmi scrieți azi, mâine vă l-am și trimis. Dacă nu am pe stoc, așteptați până le strâng. Dar acum depinde cât de mare e comanda, pentru 62 durează o zi, două. Gata, și cam așa arată cu ouăle înăuntru. N-au nici din lateral ce să pățească, acum na, că omul se pune, că livratorul se pune pe cutie, asta n-am ce să-i fac. Să sperăm că mai sunt și livratorii ok. Pun asta, îi bag bandă, le fac și pe următoarele și așa pleacă. Câte 20, îmi scrieți pe Facebook, Instagram, vorbim, vă trimit. Bun, ce vreau să mai vorbesc cu voi e că am primit câteva produse de la Nixodor. Să le testez momentan și dacă sunt mulțumit de ele, vom colabora pe viitor. Am primit pentru pisici și câini probiotice active. Astea se dau peste bobițe și mai pe românește, mai pe înțelesul tuturor, nu mai dejecțiile pisicilor și a câinilor nu mai miros atât de puternic și deranjant în același timp. Am primit două bidoane la 5 litri fiecare. O dată Nutrivit Zoospor pentru păsări, o dată pentru oi și capre. Oi n-avem și să sperăm că nu o să avem, dar avem capre și foarte bine, Milka Pudding și cu Eusebiu merge și la țap. Sunt pentru... Cum scrie și aici, asigură vitalitatea și starea generală de bine animalelor prin susținerea echilibrului fluxului florei intestinale. Se amestecă cu bobițe sau, de fapt, cu mâncarea lor și se dă ca atare, îi ajută. Eu am, de exemplu, am început să-l folosesc la pui, la matca pe care am mutat-o, nu mai știu dacă am filmat. O să-i filmăm acum când dau drumul și la câini, că nu mai știu ce am filmat astăzi, că am filmat un pic haos. Merge foarte bine la pui pe care am pui, că deja nu mai sunt pui, au vreo 4 luni, dar îi ajută destul de mult. Astea două. Mai avem un bioactivator pentru mirosuri neplăcute de la animale de companie. Ăsta e Nixodor aer curat. Ăsta e bun și pentru ajută la descompunerea mai rapidă a dejecțiilor. Știți că eu strâng dejecțiile ca să le folosesc pe post de îngrășământ toamna. Le strâng în spatele solarului mic, dar e foarte bun și pentru când fac curat la câini, când spăl, la capre, la fel când le fac curățenie, pot să vin să stropesc ăsta și nu mai miroase atât de tare fermă. Că am mai pățit să mai vină lumea la fermă și am zis că miroase. Și am zis pe ei fermă. Normal, miroase la fermă. Nu vă imaginați. Vine, eu m-am și obișnuit cu mirosul. Mie nu mai miroase. Mai miroase doar când intru la capre sau la țap. În rest, la găină sau ceva nu mai miroase. M-am obișnuit. Și mai am o dată tot așa bioactivator pentru fosele septice și tratarea nămolului, scrie aici. Reduce producerea de nămol, prelungește durata de viață a stației de epurare, degradează și descompune eficient substanțele organice. Asta merge și pentru fosele normale și pentru astea ecologice, eu am ecologică. Fosa nu era acordată la o casă ca să tot primească apă nouă cu detergent și să nu se mai simtă mirosul. E destul de
stătută, să zic așa, apa de acolo și a început să miroase destul de tare. Foloseam ceva praf înainte, cu ceva bacterii care ajuta la descompunerea dejecțiilor, să zicem așa, sau și a hârtiei, a orice în fosă. Numai că nu prea aș face efectul și dacă tot am primit produsele astea în teste, am zis să le dau o șansă să vedem. Eu o să revin undeva la 2 săptămâni cu un update, pentru că și cu firma care mi l-a trimis, am spus clar, dacă sunt mulțumit, putem colabora. Dacă nu, cumva am învățat și pe voi, dacă nu sunt mulțumit de un produs, nu-i fac reclamă, că după aia veniți și mă jurați pe mine, între ghilimele spus. Aici mai avem un bidon la 10 litri, tot așa Nixodor aer curat, e bun și pentru descompunerea dejecțiilor, cum am eu acolo, dar e bun și când fac curățenie la găini, la păsări, tot, pot să-l amestec cu apă, să bag în pompă și să stropesc toată boxa lor. Pot și înăuntru, și în clădire, pot să stropesc, de exemplu. Una e când faci curat, vii și stropești și după aia lași un pic să suce și vii și pui așternut nou, cum fac eu. Alta e cum făceam înainte de luam și doar curățam și puneam așternut nou. Diferența se simte oricum dacă ai strâns dejecțiile cât ai putut și vii cu așternut nou, se bat găinile, ceva normal la domeniul Angel. Doar că astea ajută un pic. Eu o să le tot folosesc pe toate și cam, nu știu, într-o săptămână, două o să revin cu un update să vă zic dacă cu adevărat își fac treaba sau nu. Asta e arma mea secretă, în caz că nu mă ascultă câinii. Le doar trebuie să fac așa și se potolesc, nici trebuie să dau cu apă pe ei. Victimele sunt aici, o să le duc un pic mai încolo ca să... Mersi. Și acum dăm drumul la lei ăștia. Vin primele două nebune. No. La început se entuziasmează, după aia le vor lăsa în pace. No, volpi! 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 La început fac așa, după aia se liniștesc. N-ai voie, fete, salutată. N-ai voie la ele. N-ai voie, că să-ți dea cu bocan, cu gură, că așa fac ele. Da, da, fată, salutată. Cealaltă nici nu prea e interesată de alea două. Și mai încerc să mai împing un pic mai încolo. Și să dau drumul și la ciobănești. Volpi, n-ai voie? Nici nu vreau să le stresez foarte mult. Nu, volpi! 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 Na, să... Nu se mușcă ăsta la asta, băi. Eu cu cine vorbesc? N-ai voie, pe de cinșirea? Nu mai vreau să stați toți afară. Acum ați dat drumul la ciobănești, o să revin imediat, că acolo e un pic mai sensibilă, să zic așa, treaba. Și cam așa arată domeniul Angel, când ai ieșit pateu, nu, pateu. Se potolește imediat. Ideea e că nu mai ajunge jetul la ei. Vai cât de frumos poate să alergi. Era o idee mai bună să dau drumul mai întâi la câini, să-i las să obosească. Au fost azi afară, i-am închis un pic mai devreme. Și abia după aia dau drumul la alpacale. Chiar mănânci prostii? Bun, mai încerc să le mai duc un pic încolo. Asta n-are niciun... Nu o interesează pe aia. Dați-i mâncare mie, că mie îmi place mâncarea. Nu vreau să mă cer cu alpacalele. O să vreau pe viitor, că am vorbit și cu făcătoarea de fermieri. M-a sfătuit și are dreptate să-i mutăm în boxa aia de acolo. Pentru că vara o să le fie foarte cald. Acolo... Fiind umbră non-stop în spatele magaziei, că asta e magazia, mai vine cât de cât. Se simte destul de bine. Vine răcoare prin spate, unde nu am pus tablă, se și vede un pic acolo că n-am pus tablă. Și vine răcoare. Am stat în weekend cu mama, dar n-am stat în boxa asta, am stat în boxa asta. Și se simțea cum când bătea vântul venea un pic de răcoare. Nu vreau să le fie cald. La ei cu luna asta, păi, cei nasole, că sunt sensibili la căldură. Aer condiționat nu o să le pun, vă dați seama. Dar să încerc să le ușurez când o să fie cald. Nu? Te las activat deja. No, pateu nu, nu! He! Psst, la mine, hai la mine! La mine, vulpi! Bravo! Lăsă-i, tata, că nu ai voie, băiatul meu! Nu mai, deja încep să-și piardă interesul, ceea ce mă bucură. Pateu! O să-ți iei un bocanc în gură, tata, și nu mai vreau să mai iei bocanci în gură. Te lovește, Doamne ferește! Alea vor în boxa lor! Pas ca sări pateu, nu? Pateu! Nu vână, tată! Și vine și băiatul. Vai! Că se încerc că se bagă înăuntru, să-i las ducă la boxa lor. Eu mă duc doar, pateu, nu! Se lasă, se ducă, nu vreau să-i stresez foarte tare pentru o zi. Cu timpul o să-i scot mai mult și o să-i las mai mult. O să trească, să trească cu câinii înainte, să-i las să obosească, nu, pateu? Bună ziua! Mergeți la boxa voastră. Acolo e boxa voastră, roa. O să-ți iei bocanc în gură, tată. Gata, și-a intrat la loc. Pateu, tata, nu ai voie, că nu ești nici alpaca și nici găină. Prea entuziasmat. Ieși afară. Ieși afară. Ieși. Mulțumesc.
Gata. Acum o să le pun, o să le dau un pic de lucernă. Le-am completat iarăși mâncare, că v-am spus că le pun și dimineața și seara. Ah, trebuie să mai pun în ăla, trebuie să le reumplu. Ah, pe și ăsta e pătrinat. Să le întorc și o să le completez, că până mâine dimineață rămân fără apă și fără mâncare și interesul meu e să mănânce și să se facă mari. Ăsta e cocoș, mai mult ca sigur. Găină. Aia e găină. Sunt și unii care au rămas mai mici. Nu mă interesează să ajungă foarte mari, că din ei o să tai doar dacă sunt prea mulți cocoși. E ăsta, mai e unul ascuns pe acolo, adică e cam văd. Sunt mijumat, să zic așa, la ce m-am uitat eu la loc. N-am stat să-i număr încă. Știu, în schimb, că am vreo 70 de australori, predominant găini, ceea ce mă bucură foarte tare. Nu? Ha? Nu-mi place când sunt spionat. Să le dăm masa de seară, să zic așa. Cam greu cu mână. Cum îi mai mănâncă și cât au fost pe afară, au mâncat verdeață. Dar eu le mai pun și de asta bună. Am încercat și cu porumb. Nu sunt interesat de porumb, cine știe ce. Și m-am uitat pe TikTok. Ceilalți, numai Machu Picchu și nu știu cum. Că am încercat să, na, să văd cum se comportă ceilalți. Și ăia mănâncă porumb. M-am dus și eu cu canciogul la ei, nu vor. Și așa fac, le desfac aici. Și le dau. Așa le pun aici. Mănâncă, n-au treabă. Ia să vedem, reușim cu fata. Dar ești figurantă, că de obicei tu nu faci așa. Dacă la fată n-am nicio șansă, poate la băiat, dar ăla s-a nici nu prea interesat de... Da. Nu vrei și tu? Lăsă-ți băbălăi. A, a luat băiatul un pic și a plecat. Hai, fata lui tata. Să sperăm că nu o să am pierderi la găini, că o să le calce astea. Gata, am plecat, eu nu vă mai... Bun, cam atât pentru astăzi. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Nu uitați, mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, Domeniu Anghel. Dacă vreți, o îmi scrieți pe Facebook și pe Instagram, nu scrieți pe TikTok, acolo sunt sute de mesaje și n-am cum să le văd. Dăm drumul din nou la vloguri, urmează să vină struțiemul, urmează să ne apucăm de boxe încet, încet. Și până data viitoare, susțineți producătorii locali. Stați așa să vă zică pateu, pa. Zi, mă, tata, pa. Pa. Bună ziua, aici fermierul vostru preferat. După cum știți cei mai mulți dintre voi, pe 10 mai la Cluj-Napoca voi lupta într-o gală pe reguli de kickbox. Fiind atât de departe, mulți dintre voi nu veți reuși să ajungeți să vedeți lupta mea. Așa că vă las un link în descriere, un cod de reducere, mai exact Alex, cu care aveți 2 euro reducere dacă îl folosiți. Pe mine mă ajută foarte mult și prin asta mă puteți susține. Dacă cumpărați acest pay-per-view, veți vedea întreaga gală, inclusiv meciul meu. Vă mulțumesc frumos și promit să fac un meci cât mai frumos și spectaculos. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate